O zi foarte interesantă, 6 iunie, este ziua în care a început maratonul alegerilor în Uniunea Europeană. Se termină acest maraton duminică, dar este și ziua în care a fost comemorată debarcarea aliaților în Normandia acum 80 de ani, chiar pe plajele din nordul Franței, din Normandia, 5 plaje, detașamentele americane, britanice și canadiene, dimineață, exact după orarul de acum 80 de ani, reprezentanții statelor, acestor trei state, au mers pe plajele pe care au debarcat soldaților acum 80 de ani pentru ceremonii separat, după care pe Omaha Beach, după amiază, o ceremonie internațională. Foarte interesant, la ceremonia de pe Omaha Beach, 25 de șefi de stat, veteranii debarcării de acum 80 de ani și aplaudat la scenă deschisă Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, este acolo împreună cu Olena Zelenska, soția lui. Într-o altă parte a Europei, în estul Europei, Putin, delir de 3 ore și jumătate, a aiurat complet în fața jurnaliștilor, ne-a amenințat cu bomba nucleară, a vorbit despre cât de proști suntem pentru că spunem despre Putin că vrea să atace NATO, că așa ceva nu se va întâmpla niciodată. Nu uitați însă că Rusia are armă nucleară. Dar de ce crede Vestul că Rusia nu va folosi arma nucleară? Practic, asta este concluzia celor 3 ore și jumătate de delir, cum vă spuneam. Despre aceste fațete ale Europei, despre ce se întâmplă în vest, ce se întâmplă pe plajele Normandiei, despre ce se întâmplă acum 80 de ani, când lumea democratică liberă își strângea forțele în fața amenințării lui Hitler și ce se întâmplă astăzi. Discursurile din Normandia s-au referit la Ucraina, la lecția de rezistență pe care ne-o dau ucrainenii. Și momentul cheie, din punctul de vedere al tuturor celor cu care am stat de vorbă în această după-amiază, sunt foarte curios să-i ascultăm imediat pe invitații noștri, a fost cel în care un veteran, în scaunul cu rotile, strângându-i mâna lui Volodymyr Zelensky, îi spune: mă rog pentru tine. Iată momentul. Și există și momentul în care veteranul pe care l-ați văzut îi spune lui Zelensky exact ce explica mai devreme: mă rog pentru tine. Zelensky, ați văzut, i-a atras atenția că se văd pe ecran, i-a prezentat-o pe soție, iar soldatul american îi spune: mă rog pentru tine. În studio, invitații noștri Adrian Cioroianu, Cristian Purvulescu, Ion Bogdan Lefter și ni se alătură Radu Albu Comănescu, este profesor la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai. Bună seara! Bună seara din Atena! Începem cu dumneavoastră, Radu Albu Comănescu. Toți am făcut comparația, este inevitabil cum la 80 de ani distanță ne bazăm tot pe americani ca să luptăm cu un tiran, ca să scăpăm de el și să ne reluăm viețile. Cum vi se pare? Da, e simbolic și este în același timp o greutate istorică formidabilă, pentru că acum 80 de ani începea practic un proces de reconstrucție al Europei prin această eliberare care venea de la vest mai mult decât venea de la est în termenii de atunci, și care înseamnă până la urmă reconstrucție nu doar a unui continent, ci a unei idei de comunitate politică, ceea ce am construit ca Uniunea Europeană, cu toate imperfecțiunile ei și cu toate că nu este paradisul pe care îl visau cei din 1945 și 49 mai încolo, este probabil cea mai bună dintre lumile posibile în acest moment, din multe puncte de vedere, în special nivelul de trai și capacitatea de a menține pace și una
în grad de prosperitate. Astea sunt lucruri pe care, dacă le scoatem din viața europenilor de astăzi, nu știu în ce măsură ideea naționalistă sau ideea suverană le-ar mai servi în cotidian. Deci sunt lucruri intangibile care au fost create atunci, intangibile prin beneficiile pe care le aduc și prin rațiunea și logica lor într-o societate modernă. Dar faptul că după 80 de ani încă depindem de americani, acolo începe să fie o problemă. Nu neapărat dependența, cât incapacitatea europeană sau lipsa de voință politică la nivel european de a genera în tot acest timp, sunt 8 decenii, o capacitate defensivă proprie, o construcție securitară în care încrederea între europeni să formeze un liant care să fie suficient de puternic pentru a genera, dacă nu capacitățile militare ale Statelor Unite, atunci cel puțin capacitatea de disuaziune a unui terț de tipul Rusiei. Suntem deci pe un drum destul de lung și fără îndoială au trecut două generații jumătate. Va mai fi mult de lucru, dar cred că ceea ce se întâmplă acum în Ucraina constituie un accelerator, un catalizator al unui tip de relații pe care tocmai l-am văzut ilustrat prin anunțul lui Emmanuel Macron de acum câteva ore, că Franța va ceda Ucrainei, de pildă, avioane Mirage pentru și evident va antrena piloți și încă 4500 de soldați pentru a-și continua apărarea împotriva Rusiei. Deci, asemenea elemente trebuiau de mult să apară. Au fost ratate de mai multe ori în episoadele istorice ale construcției europene, de la Comunitatea Europeană de Apărare din 1954, pe care Franța însăși a sabordat-o din motive care priveau reînarmarea Germaniei la 10 ani după război. Au mai fost alte aventuri neîmplinite, Tratatul Constituțional din 2005, dar care ar fi confortat chiar apărarea europeană, dar cred că ne descurcăm mai puțin onorabil decât am vrea, cu un grad de dependență mult mai mare decât ne-am fi dorit și cu un factor de risc destul de consistent, ținând cont de lipsa de coeziune care există în acest moment între europeni. Vă mai provoc o idee, apare în discursul lui Joe Biden. În Normandia, Joe Biden spune, printre altele, forțele răului cu care ne-am luptat de ziua Z acum 80 de ani nu dispar niciodată. E mereu rău, trebuie să ne păzim de el. Colegii s-au uitat cu atenție la dialogul dintre Zelenski și veteran și au reușit să transcrie tot dialogul, care sună în felul următor. Sunteți salvatorul oamenilor și mă faceți întotdeauna să plâng, mi-aduceți lacrimi în ochi, îi spune veteranul lui Zelenski. Zelenski răspunde, nu, dumneavoastră ați salvat Europa. Sunteți eroul meu, spune veteranul. Nu, dumneavoastră sunteți un erou, răspunde Zelenski. Și finalmente, veteranul, și asta se aude foarte bine, noi am auzit asta, veteranul îi spune lui Zelenski, mă rog pentru tine. Da, este emoționant, eu vă mărturisesc că am fost realmente impresionat astăzi și am văzut și fotografii de acolo și filmările pe care inclusiv Digi24 le-a dat. Pentru că, vedeți dumneavoastră, societățile civilizate, prin asta se disting, prin maniera în care își onorează bătrânii și își venerează eroi. Or, aici a fost o întoarcere în istorie, dar și cu o ancoră foarte mare în prezent. N-ar exista bine dacă n-ar fi rău. N-ar exista democrația dacă n-ar fi țări în care regimurile dictatoriale și tiraniile politice n-ar activa. În mod normal, locul Rusiei ar fi fost aici, alături de noi, să celebreze această victorie din al doilea război mondial. Faptul că nu sunt aici se datorează voinței conducătorului lor, care a pornit un război total nejustificat, care face o țară întreagă, două țări să sângereze, inclusiv Rusia sângerează, evident, și ceea ce am văzut pe cealaltă parte, un conducător ținând un discurs amenințător și niște ofițeri care luau notițe, ați văzut? Noi avem memoria noastră a celor care luau notițe în fața conducătorului, nu face decât să pună în evidență imaginea celor două lumi. Din păcate, Rusia și lumea occidentală sunt două lumi diferite, nu prin voința noastră, ci prin voința lui Vladimir Putin, și deocamdată ne rămâne bucuria de a vedea aceste imagini înălțătoare de pe coastele Atlanticului, din Franța, unde într-adevăr acum 80 de ani s-a dat bătălia între democrație și tiranie și a fost salvată Europa Occidentală. Și apropo, sunt 80 de ani de la acele
lupte și sunt 45 de ani de la primul vot direct în alegerile europene. Întâmplarea face că în 1979, la 35 de ani după ce acești băieți luptau pe la Omaha, Juno, toate celelalte plaje ale Franței, la 35 de ani după se vota, cum spuneam, pentru Europa Unită și într-un Parlament European, vedeți că istoria mereu merge mai departe. Scurtă pauză, un moment electoral, publicitate electorală și ne întoarcem. Fotografiile despre care vorbea profesorul Cioroianu mai devreme este chiar aici în spatele nostru și e o fotografie care are 80 de ani, da, chiar de la debarcarea din Normandia. Mi se pare senzațional efectul obținut prin colorizare. Da. Ai senzația că capătă viață. Da, e apropie de noi. E apropie de noi și, cum să spun, par a fi decupați dintr-un alt front de acum. Lasă că unele dintre tancurile de la începutul războiului Rusiei erau cam de pe vremea aia, dar una peste alta, soldații ăștia, măcar ei aduceau libertatea în Europa. Soldații aceștia americani, occidentali, canadieni, de unde Dumnezeu, britanici, au adus libertate în Europa. Acum se întâmplă puțin altfel. Domnule profesor Pârvulescu, nu e picior de rus în Normandia, nu au fost invitați, nu e niciun rus acolo, Zelenski a fost primit, cum spuneam, dar Zelenski reprezintă, de fapt, să ne lămurim. Ucraina a participat al doilea război mondial ca parte a Uniunii Sovietice. Și la procesul de pace, tratatul de pace. Separat, pentru că Belarus, Ucraina și Uniunea Sovietică erau reprezentate separat la Organizația Națiunilor Unite, chiar dacă făceau parte din Uniunea Sovietică. Deci Ucraina reprezintă, de fapt, acea parte a războiului din Est, dar reprezintă partea bună, partea democratică, reprezintă finalul pe care toți l-au așteptat și pe care Stalin nu putea să-l ofere. Evident că este aplaudat. Este aplaudat în Occident, nu întotdeauna în Est și nici în Ucraina, pentru că există totuși o oboseală și există foarte multe sacrificii și un război care a durat enorm de mult. Dar pe de altă parte, cred că și ucrainienii s-au mândrit când au văzut aceste scene care au importanța lor simbolică și care sprijină acest efort. Sigur, avioanele Mirage oferite acum ucrainienilor, care vor putea fi utilizate peste 2 ani, pentru că instrucția unor piloți durează enorm de mult și sunt chiar mai complicate decât F-16. Și după cum știți, instrucția pentru F-16 nu s-a încheiat, este foarte dificilă. Vor conta, dar vor conta poate prea târziu. Franța, Occidentul, Statele Unite ale Americii nu au făcut nici pe departe cât trebuiau să facă pentru a sprijini Ucraina. Și acum vedem cu toții care e situația. Aceste discursuri care astăzi s-au referit la Ucraina sunt binevenite din punct de vedere propagandistic, dar ele nu reprezintă nimic. Ucraina are nevoie de arme acum, aici. Nu are nevoie de discursuri prin care Biden, Macron și alții să-i asigure că îi vor sprijini. Au nevoie pentru că situația este gravă. Vă dați seama că astăzi Biden a anunțat că armele americane nu vor putea fi folosite împotriva Moscovei. Și Kremlinului. Și Kremlinului. Iertați-mă, oare Kievul nu este atacat de ruși? Oare ucrainienii nu au aceleași drepturi ca și rușii când se apără? Nu pot să atace inima adversarului, Moscova? Este incredibil. În continuare există blocaje și linii roșii pe care și le inventează, iar Vladimir Putin amenință din nou cu bomba nucleară, pentru că știe că la Washington există unii care se tem. De exemplu, consilierul Sullivan, care a făcut atât de multe obstrucții în ceea ce privește permisiunea dată ucrainienilor de a folosi armamentul american. Haideți să-l vedem pe Putin. Putin, în întâlnirea de 3 ore și jumătate cu ziariști. Foarte bine. Nu, așa ni s-a spus, că ei erau ziariști. În uniformă. În uniformă, în civil. Da. Și acolo Putin, dezlănțuit, la un moment dat, reamintește vestului că nu are de ce să se gândească că Rusia nu are de gând să folosească arma nucleară. Iată declarația. Hiroshima, Nagasaki, 20 kilotons. Our tactical nuclear weapons is 70-75 kilotons. Just the nuclear, the tactical nuclear weapons. The West believes that Russia is never going to resort to that. But we've got the nuclear doctrine in place.
Have a look at it. What does it say? It says that someone else's actions threaten our sovereignty or territorial integrity, then we believe we have the right to use all the tools at our disposal. Este a ena oară când constatăm că după discursul propagandiștilor, Putin folosește aproape aceleași cuvinte. De ce vă uitați atât la propagandiști? Pentru că sunt de pe, ei citesc, cântă după aceeași partitură. Adică Putin până acum nu ne-a zis niciodată că bombele nucleare tactice ale Rusiei sunt de 70 de ori mai puternice decât cele de la Hiroshima. Informația însă era intens circulată de propagandiștii lui. Și veți vedea imediat cum în același delir Putin folosește cuvinte grele, vorbește despre prostia celor care susțin că este gata Rusia să atace NATO. Dar până atunci, cum vi se pare amenințarea de data asta? E în linia discursului despre amenințarea nucleară sau discursurilor cu amenințări nucleare pe care le auzim de 2 ani și ceva și care nu au fost urmate de acțiuni propriu-zise. Nu știm ce va fi în viitor, orice e posibil sau nu chiar orice e posibil, mai degrabă pare să că nu e cazul să ne așteptăm la detonări efective, încât probabil în conjunctura actuală în care Ucraina acum își ranforsează frontul, am văzut și o contraofensivă într-un anumit punct de front astăzi, zona Vovciansk și așa mai departe, fondurile, armamentul, echipamentele militare care vin dinspre Occident, în ultima vreme pentru Ucraina, creează nervozități suplimentare în Rusia. Asta e clar. Mai departe vom mai vedea. Eu cred că la unison cu colegii noștri că momentul sărbătoresc de azi a fost o comemorare a victimelor și o sărbătorire a debarcării din Normandia, acestui mare eveniment care a fost o lovitură de teatru, apropo de discuția noastră și de terminologie, o cotitură în al doilea război mondial. A fost un moment foarte important și în sine, prin simbolistica sa istorică și prin, într-adevăr, rezonanța asta extraordinară cu ce se întâmplă astăzi când un alt tiran atacă nu toată Europa, să ne amintim că atunci Germania se lățise mult, controla țări, guverne. Acum este un fel de zid de apărare. Ucraina e un fel, estul Ucrainei, un fel de zid de apărare a Europei, a democrației europene și prezența și toate celelalte lucruri legate de președintele ucrainean, scena pe care am văzut-o, ați descris-o, eu cred că înseamnă mult. Vom vedea, continuând această apărare a Europei, cu susținere occidentală masivă, și aici, dacă îmi dați să pun și o notă diferită de ce spunea domnul profesor Pârvulescu, eu cred că trebuie să existe și gândire rațională și ponderată și că este misiunea, rolul important al consilierilor care contribuie la luarea marilor decizii politice să furnizeze liderilor variante, inclusiv variante prudente, alții oferă variante radicale și s-ar putea rezultanta să fie cea corectă. Pentru că un atac asupra Moscovei, cum ar fi folosit, speculat propagandistic de către un asemenea lider și o asemenea dictatură și care ar fi reacția? Imediat îl vedem pe Putin vorbind despre proști ca masa. E felul lui de a se referi la oamenii care anunță un atac al Rusiei asupra țărilor NATO sau despre intenția Rusiei de a ataca NATO, numai că nu sunt puțini cei care fac asta. Până atunci sunt foarte curios. Putin se uită la televizor, vede ce se întâmplă în Normandia. Din păcate nu la Digi. Înțelege, are suficiente televiziuni care să-i arate ce se întâmplă în Normandia. În orice caz îi se spune ce se vede la televizor peste tot în lume. Ce e în mintea lui? Haideți să decodăm puțin pentru cei care ne privesc și să nu cadă cumva românii mai știu eu ce panică. Putin transmite următorul mesaj. Există în doctrina lor națională ideea folosirii armelor nucleare pentru apărarea teritoriului. Ok,
Franța, apropo, oare la fel? Franța a spus că niciodată nu va ataca pe cineva, dar ca să-și apere teritoriul, poate folosi arma nucleară. Ăsta e mesajul pe care Putin îl transmite. În ideea că, vedeți că eu am organizat niște referendumuri în septembrie 2022, teritoriul ăla potrivit referendumurilor este rusesc, nu cumva încercați să organizați o contraofensivă, să mă dați de acolo afară, nu vă imaginați că aș putea pleca din Crimea, pentru că în accepțiunea mea și a țării pe care o reprezint, ăsta e teritoriul rusesc. Deci ideea folosirii armei nucleare este strict legată de o contraofensivă ucraineană sprijinită de Occident în ideea eliberării, zicem noi, a acelor teritorii pe care el spune că le apără pentru că sunt rusești, că așa a arătat referendumul. Ce înseamnă asta? Nu mă acuzați de superoptimism. Înseamnă că ne îndreptăm spre niște negocieri. Nu va fi cheia în Elveția, din păcate, atât Rusia, cât Rusia n-a fost invitată, dar China va, cum să spun, boicota oficial aceste discuții. Statele Unite vor fi reprezentate foarte posibil de doamna Kamala Harris, nu de președintele Biden, dar oricum intrăm pe făgașul unor discuții și Putin spune nu vă așteptați să plec de pe linia asta pe care am cucerit-o. Acceptați ideea că linia asta va deveni noua graniță, altfel eu mă apăr teritoriul inclusiv cu arma nucleară. Mult a vorbit despre faptul că deja ucrainenii au dreptul de a lovi teritoriul Rusiei cu armament occidental, de aici o altă amenințare că va înarma țări terțe pentru a lovi țările occidentale care trimit ajutor. Deja Rusia face asta. Adică e vreun motiv pentru care Putin... Această amenințare nici n-a fost luată în considerare. Această conferință... Sunt țări înarmate de Rusia care lovesc țări occidentale. Da. De la Noua Caledonie, unde vedem cât foarte clar ce înseamnă război hibrid pentru politicienii români care se facă, nu-l înțeleg. Uh-huh. Sau Africa anul trecut. Africa nu discutăm, pentru că se întâmplă în mod categoric. Dar ceea ce a făcut Putin astăzi a fost răspunsul său la ceremoniile din Normandia. Iar răspunsul său s-a dorit agresiv, într-un stil stalinist. Putin este dintre cei care crede că Uniunea Sovietică și Rusia au fost păcălite prin Congresul de Pace de la Paris din 1946, pentru că n-au primit ceea ce ar fi trebuit să primească pentru sacrificiile pe care le-au făcut. Așa că noua ordine mondială pe care vrea să o impună și care este ordinea lui mondială, nu este ordinea lui Xi Jinping, nu este ordinea Chinei, ar trebui să repare acest lucru. Problema e că este singur, că face aceste declarații fără să aibă sprijinul cuiva și știm foarte bine că amenințările nucleare sunt goale de conținut pentru că niciodată China nu va accepta ca Rusia să folosească fie și la nivel tactic arma nucleară. China este categorică din acest punct de vedere, a spus-o în nenumărate rânduri, fie prin vocea președintelui Xi Jinping, fie prin vocea altor oficialități, deci Rusia nu face altceva decât să folosească o gesticulație propagandistică pentru propriul public. Și poate pentru occidentalii care sunt dispuși să se sperie la primul moment în care Rusia face ceva. Eu când spuneam că trebuiau să le dea dreptul ucrainienilor să profite de avantajul militar occidental, mă referam la 2022 și 2023, ani pierduți. Pentru că acum armele acestea vin târziu. Ucrainienii trebuie să recupereze ceea ce ar fi putut să recupereze înainte, când Rusia era dezorganizată. Astăzi armata rusă nu mai este dezorganizată. Astăzi armata rusă este capabilă să lupte. A învățat foarte multe lucruri din acești doi ani de război și pe asta se și bazează. Nu cred că negocierile de pace vor avea loc înaintea alegerilor americane. Evident că nu, sigur. Și după. Și în funcție de rezultatul alegerilor. În toate e un început, știți cum se spune. În funcție de rezultatul alegerilor și de ce se va întâmpla în acest moment. Un discurs stalinist, agresiv, care ajunge la proști ca masa. Putin. Образ врага из России. Вы сами себе только вредите этим, понимаете? Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. O prostie totală, spune Putin. Gândiți-vă că o seamă de oficiali occidentali, generali, politicieni, ultimul dintre ei chiar ministrul apărării din Germania, Boris Pistorius, în Bundestag, spune:
din ce face Putin cu economia Rusiei înseamnă că se pregătește pentru un război. În 2029, până în 2029 avem timp să ne pregătim. Așa ceva nu trebuie să ne ia pe nepregătite. Simplu. Putin spune că toate declarațiile astea dau dovadă de prostie, că este o prostie totală, că el n-are de gând să atace NATO. Radu Albu Comănescu, comentariul dumneavoastră, o scurtă paranteză aș face, pentru că ne-am uitat la Putin 3 ore și jumătate, cu toții ne-am întrebat ce-i cu fața lui Putin, ce-a pățit fața lui Putin, pentru că sunt evidenți pomeții, sunt foarte mari, fața lui pare să fi suferit o modificare. Nu știm dacă chirurgicală sau... operație estetică. Chirurgicală, credeți? Poate injecții. Sau poate injecții. Întumefieri. Pare că are fața uflată. Ce răi sunteți. Există botox. Păi, asta ziceam și noi. Domnule profesor Albu Comănescu, vă rog. Așa. Două sau câteva elemente aș adăuga la cele care au fost deja discutate, lăsând deoparte pomeții lui Putin, care probabil provin de la un tratament cu corticosteroizi, dacă e vehiculată corect informația cu privire la sănătatea lui. Dar încep odată cu informații, mă rog, cu avertismentul dat de Biden, conform căreia Ucraina n-ar trebui să lovească ținte în spațiul moscovit, cel puțin, sau pe teritoriul rus, foarte aproape de Moscova. Aici evident că este un soi de paradox, dar în același timp, ultima aventură pe care ne-a bucurat fără îndoială a distrugerii radarului din apropierea Kazahstanului de către ucraineni a primit un semn de avertizare destul de agasat din partea americanilor, pentru că acel radar era folosit comunicarea între americani și ruși cu privire la echilibrul de forțe nucleare. Deci, acel radar practic era o filieră prin care informațiile despre activitatea nucleară rusească și care a rămas totuși în comunicare cu cea americană și cea americană cu cea rusească, îi transmita informații către parteneri externi în legătură cu faimoasele tratate de echilibru al forțelor nucleare, deplasarea acestora, utilizarea acestora și așa mai departe. Deci, ținta de atunci a fost un pic cam riscată și este posibil ca în avertismentul pe care îl dă acum Washingtonul Kievului, să avem împachetat aceeași idee. Nu atingeți ceva în Moscova care s-ar putea să dăuneze la o scară mult mai largă capacității de supraveghere nucleară pe care noi o avem în raporturile cu Rusia și, evident, reciproc, pe care Rusia o are în raport cu Statele Unite. Acum, în ceea ce privește discursul lui Putin, ceea ce am constatat este că pentru prima dată Putin s-a hazardat să dea o definiție a ceea ce înseamnă momentul de amenințare pe care l-a simțit Rusia. Pentru că cei care citesc doctrina nucleară rusă, dacă vă plictisiți de moarte, puteți face lucrul ăsta, constată că ceea ce este pus în chestiune este statul rus. Și e o definiție destul de bizară. E complicat de definit ce înseamnă statul rus în formatul în care îl înțelege Kremlinul. Pentru că în mai multe linii roșii, presupuse a fi roșii și apoi devenite roz și apoi șterse, referința la aceste teritorii ca făcând parte integrantă din statul rus într-un fel care solicită folosirea armei nucleare a fost negat. Și atunci alte interpretări au dus statul rus ca definiție la teritorialitatea prezentă sau recunoscută internațional, inclusiv de China și India, a Rusiei propriu zise, fără apendice, fără anexe și fără alte pretenții. Așa putem adăuga o bucățică de insulă care există în Pacific, cumpărată de un oligarh rus și unde a proclamat un imperiu fictiv pe care vrea să lase moștenire Romanovilor. Deci nu putem juca și cu asemenea formule când vine vorba de creativitate juridică rusească. Dar deci deocamdată nu știm ce înseamnă conform doctrinei și este acum pentru prima oară când l-am văzut pe Putin dând o definiție statului rus. Întrebarea este: acest stat rus, așa cum e definit de Vladimir Putin în acest moment, este acceptat în definiția lui de către generalii și cei care controlează la rândul lor procesul de declanșare a unui atac nuclear în momentul în care s-ar ivi, ar apărea situația necesară? Deci, cred că deocamdată, da, avem de-a face cu mult zgomot,
Ne putem întreba, într-adevăr, dacă ar merge atât de departe. Păcat că domnul Putin nu are, mă rog, talentul poetic al lui Serghei Esenin, prost ca masa, nu este tocmai o formulă foarte metaforică, dar s-ar putea să ne considere pe toți un pic proști ca masa, pentru că sunt convins că apelează în primul rând la spiritul de panică al opiniei publice occidentală și toți cei care vorbesc în numele păcii, așa cum o face ministrul afacerilor externe al Ungariei, care a ajuns la recordul de 8 vizite în Rusia și Belarus în acest moment. Deci e bine să ne punem întrebarea, într-adevăr, cât de departe ar merge, să vedem pe ce filieră de explicații și de narațiune ar merge, dar știm foarte bine că și ei știu că dacă atacă spațiul NATO, își vor primi exact porția pe care o oferă și celorlalți. Foarte interesante și notițele pe care le avea Putin în față. Moment de publicitate electorală, ne întoarcem. Unora li s-a părut chiar ciudat, domnule profesor Cioroianu, felul în care Joe Biden, în interviul de la ABC News, vorbește despre această limită, pentru că întrebarea jurnalistului suna așa. După un preambul în care se vorbea despre reticența pe care a avut-o Biden pentru trimiterea armamentului care să bată la mare distanță, reticența lui Biden de a le permite să lovească în Rusia, iată că lucrurile se schimbă. Și întrebarea jurnalistului este... În acest moment, e folosit armament american pentru a lovi Rusia? Răspunsul lui Biden este: ucrainenii nu sunt autorizați să lovească Moscova, Kremlinul, cu armament american? Da. Părea că Biden vrea neapărat să marcheze această limită. De ce Moscova, de ce Kremlinul? S-a vorbit mult despre asta aici. Dar e ciudat. Este foarte ciudat. E ciudat, dar cred că... Așa cum se întâmplă cu orice ciudățenie... Mai ales în Rusia, are efectul invers? Aici sunt de acord cu ce spunea domnul Lefter și eu cred că, de fapt, noi vorbim despre unii dintre cei mai informați oameni de pe planetă, ale căror nuanțe nu sunt totdeauna disponibile și nu sunt de ajutor distribuirii la scară largă, pentru că nuanțele ar putea confuza și mai mult interpretarea altora în loc să o lămurească. Uh-huh. În linii mari, ce spune Biden este că armamentul american evident că este folosit, dar că există în continuare această linie roșie a Moscovei și a Kremlinului, câtă vreme acum, haide să recunoaștem, eu cred că dacă aviația rusă ar fi încercat să lovească Kievul, eventual centrul de comandă a lui Zelenski, măcar ar fi încercat, nu știm dacă ar fi reușit, dar ar fi încercat și ei, după retragerea din jurul Kievului de la începutul războiului, dincolo de rachetele trimise și care au lovit, din păcate, cartiere civile, n-a existat o încercare deliberată de a lovi centrul de comandă a lui Zelenski. Pauză și rămâneți cu noi că revenim. Mai avem la dispoziție și merită o concluzie despre alegerile europarlamentare. Cristian Pârvulescu, și facem un tur de studio. Teme care au apărut în dezbaterea europeană în România n-au prins sau poate că de teamă nu au fost aduse, nu au fost promovate. Mă gândesc acum la bomba nucleară europeană, la armata europeană, la mobilizare, la armată pe picior de război și care să poată să meargă la luptă pe teritoriul Ucrainei chiar. Să știți că nu au fost temele centrale. Migrația a fost tema cea mai importantă. A ajuns să fie o temă chiar și în țări unde migrația nu era dezbătută, cum este Irlanda, spre exemplu. Mm-hmm. Este o temă generală, iar în România a fost ocolită. Am organizat o dezbatere la facultate la începutul campaniei, iar marile partide au lipsit. Au fost, în schimb, organizații neguvernamentale și candidați independenți care au participat atunci, sau europarlamentari care sunt experți în domeniul ăsta. Și un domeniu foarte tehnic, trebuie să o spunem. S-au ferit de dezbaterea pentru alegerile europene pentru că era foarte politică și deci foarte riscantă. Ea ar fi permis poziționarea partidelor de opoziție în raport cu partidele majorității. Au preferat deci să facă o campanie tăcută în speranța că votul de la locale se va transfera în votul de la europene. În momentul acesta pare să fie un pariu câștigat, dar abia duminică la ora 22 ne vom da seama într-adevăr. Spot electoral și ne întoarcem. Continuăm turul de studio, domnule profesor Lefter.
Cred că absența temelor europene din campanie, din dezbaterea publică, absența aproape și a dezbaterii publice, are mai multe motive. În primul rând, interesele focalizate pe interior, clar. Au fost și alte teme dezbătute în alte părți, teme europene mai vechi. Structura Uniunii Europene, birocrația Uniunii Europene, organizarea internă a Uniunii și așa mai departe. Dar la noi niciun fel de ecou. Și cred că o explicație de principiu la nivelul gândirii strategice, câtă este ea, a conducerilor partidelor politice principale din România, ține cont de faptul că oricum simpatia europeană, pro-europenismul românilor e foarte ridicat. Deci nu este un câmp tematic în care să existe cu adevărat posibilitatea scindării populației filo-europeni, anti-europeni, pentru că, după cum se știe, grosomodo, cu cât te duci mai la est în Uniunea Europeană, în statele foste comuniste, cu atât susținerea pentru Uniunea Europeană, care ne-a ajutat să ne integrăm în Occident, să fim și noi astăzi parte din Occident, să creștem economic și așa mai departe, e foarte mare. La noi, la marginea estică a Uniunii Europene, sprijinul, susținerea pentru Uniunea Europeană e foarte mare și la omul simplu, deci ce rost are să mai dezbați și să te cerți pe acest subiect? Cred că la atât se rezumă marea strategie europeană a politicienilor noștri. Domnule profesor Albu Comănescu. Da, înainte să plec din țară la sfârșitul săptămânii trecute, cel puțin din Cluj, dezbaterile erau cumva miraculos calate una peste cealaltă, localele cu europenele, din ce punct de vedere? Capacitatea de absorpție și implementare a proiectelor care aduc fonduri europene de reschimbare, transformare și așa mai departe. Deci, cel puțin în zona Clujului nostru, nu știu cum a fost în alte părți, miza întregii dezbateri electorale legate de tematici europene a ținut de fondurile europene și de modul în care vom putea aduce în zonă mai mult și vom putea transforma orașul în, știm bine, a opta minune a lumii. Așa că suntem pe drumul cel bun. Domnule profesor Cioreanu. Da, eu foarte direct aș spune tuturor celor care ne privesc, și prieteni și neprieteni de ai noștri, să iasă la vot. Să mergem la vot, cine votează contează. Altfel, după alegeri, mă aștept la o anumită turbulență în viața politică internă, pentru că s-ar putea ca rezultatele pe ansamblu să dea prilejul unor rediscuții ale statu quo-ului. Adică vara va fi, cred că, ceva mai încinsă din perspectiva rezultatelor de peste câteva zile, dar vom avea ocazia să vorbim, cred, duminică seara, și să iasă toți românii, să iasă la vot, contează foarte mult și pentru imaginea noastră în Europa. Iertați-mă, are dreptate domnul Lefter, suntem filo-europeni, suntem euro-optimiști. Păi hai să mergem la vot ca să probăm acest lucru. Una este dacă ai peste 50%, alta e dacă sunt 25% de români care îți votează Parlamentul European. Deci, din acest punct de vedere, ne vedem duminică la vot. Care e riscul dacă nu merg românii la vot? Riscul este pierderea credibilității, dezinteresul, ori dezinteresul ucide democrația. Democrația trebuie susținută prin vot. Ideea care se inserează, domnule, nu mai votați, că sunt niște ambasade care pun parlamentari, pun președinți, asta este intoxicare, inclusiv război hibrid. Oamenii trebuie să înțeleagă faptul că puterea stă în mânuța noastră dreaptă sau stângă, care pune ștampila pe hârtie. Care e riscul? Riscul este ca anti-europenii să câștige. Or, noi o să vedem după aceste alegeri o întărire la nivelul Parlamentului European, inclusiv în ceea ce privește reprezentarea, sigur, în România, a partidelor sceptice și anti-europene. Așteptările sunt ca dintre cei 33 de europarlamentari, România să trimită un sfert eurosceptici. Nu mă aștept să fie un sfert, mă aștept să fie undeva în jur de 6. Nu mai mult, poate 7, dar cred că 6 vor fi. Vom vedea. Eu sunt dintre cei care cred că partidele sistem vor obține un scor foarte bun. La în, aici România, și unde, în România. În România. În Franța va fi, de exemplu, un dezastru. Sau în Italia. Fratelii d'Italia va fi pur și simplu plebiscitat în aceste alegeri. Vom vedea foarte multe partide sceptice sau anti-europene care vor câștiga alegerile.
Vă mulțumesc tuturor domnilor, le reamintesc telespectatorilor noștri că avem aici pronosticurile dumneavoastră, da? Variantele pe care le aveți pentru trei dintre alegerile pe care le vom avea de făcut duminică. Îndemnul nostru este să mergeți la vot și seara să vă uitați la Digi24. Toată ziua să vă uitați la Digi24, pentru că veți avea informații în timp real, iar seara la ora 22, exit poll. Și apoi toată noaptea, pentru că am văzut că aveți programate emisiuni. Este noapte lungă, știți cum se întâmplă, după ce vin exit pollurile, vor fi două, încep să vină rezultatele oficiale parțiale, pe care le aflăm împreună și le comentăm cu invitații noștri. Vă mulțumesc, vă așteptăm duminică, mergeți la vot. Seară bună! Andreea Popa vă așteaptă!